Direcția Generală Ordine Publică a Ministerului Afacerilor Interne, Agenția Mold Silva și Societatea Vânătorilor și Pescarilor au elaborat un plan de combatere a braconajului și tăierii ilicite a pădurilor. Ea nu poate fi câștigată fără implicarea societății civile, s-a anunțat în cadrul unei mese rotunde organizate în incinta Comisariatului de Poliție Raional Florești. Că este primită dispoziția care este semnată de Ministrul Afacerilor Interne de a petrece raze la controcărarea braconajului și tăierii ilicite șefilor de post, anume la toată poliția, dar șefilor de post sunt trasate sarcini care sunt întreprinse măsuri de depistare și contracărare a delictelor care atintează la regnul animal și la fondul forestier. Baza hotărârii de guvern numărul 606 din 15.08 cu privire la reglementarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2012-2013. După cum a spus, a fost constituită comisia în componența Comisariatul de Poliție, Inspectoratul Ecologic de Stat, Mold Silva și Cinecianul Superior. Serviciul Silvic de Stat, Agenția Mold Silva, cu personalul său, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Inspecția Ecologică, cu cinecieni, întreprinde raiduri pe tot teritoriul raionului și nu numai pe teritoriul raionului, ceea ce ține de controlul asupra vânatului ilicit și ține de tăieri ilicite în fond forestier și în fâșii forestiere. În teritoriul raionului Florești avem undeva la 500 de vânători, deținători de arme de vânătoare, caz de braconaj de zi, de noapte, să fie atenționat, să fie anunțat Comisariatul de Poliție, noi toate serviciile acestea care suntem în colaborare. Conform codului contravențional articolul 128 aliniatul 2, vânătoarea fără autorizație, fără carne de vânătoare sau fără autorizație de deținere, portarmă și de folosire a armei de vânătoare, depășirea normelor stabilite de recoltare a vânatului, precum și vânătoarea în locurile interzise și în perioadele de prohibiție, folosirea armelor și uneltelor și metodelor interzise, se sancționează cu amendă de la 50 la 100 unități convenționale aplicate persoane fizice, cu amendă de la 200 la 400 unități convenționale aplicate persoane cu funcție de răspundere.